Salutare, eu sunt Culpatăr și bine ați venit la un nou tutorial Minecraft. După cum vedeți, sunt pe 1.8. Exact, am și skin-ul ăsta nenorocit de fată. Nu înțeleg de ce nenorocit ăștia l-au schimbat pe Steve. Anyway, astăzi o să vă prezint un tutorial destul de interesant și mai ales ferma semi-automată de sugar. Vreau să zic că până acum nu s-a De fapt, poate să fie automată dacă îi pune și voi un sistem de tic-tac. Știți voi de care e acolo. Bun. Am o grămadă de spike-uri. 1.8 de altul poate nu merge deloc. Dar n-am ce să fac deoarece tutorialul ăsta necesită slime-ul curt. Lăsăm-mă pe 1.8. Bun, să începem. Uitați, aici este. Așa. Cam așa arată. Deci este destul de stând de lucru la capitolul redstone. Eu inițial l-am văzut pe internet și m-am chinuit să zicem aproape jumătate de oră ca să pun fiecare bloc, m-am pus ăla. Dar o să vă las harta în descriere, deci sper că nu o să fie problemă. Cum funcționează? Bine, asta l-am aruncat eu. Bun, am vrut să fac termofun, să zic. După cum vedeți aici slime-ul, ăsta, aici sugar cane-urile. Trebuie... Aici și băcat o mapă de ori, o să poată să crească, nu chiar la toate. Chiar la toate. Hai mă crești. Așa. Eu acum am inițial vă arăt cum ar fi să fie crescută. Dacă mă înainte am apăsat pe butonul ăla. Nu înțeleg aici unii ce sunt de culoarea asta. Față de ce sunt altă culoare. Poate bio. Nici bio m-o fi pe lumea asta, nu-mi dau seama. Aici mai trebuie unul și atât. Bun. Cam așa arată tutorialul. Jos din asta vagonete cu hopper ca să adune asta slime-ul. Uitați cum crește, ați văzut? Deci eu zic că este ideală. Deci practic culege automat. Uitați că am zis că e semi-automată, deci chiar automată. Deci chestia asta sculege automat sugar-ul. Cum funcționează, poți și tu să o pornești în caz dacă nu ai ce să faci. Să se vedem cu butonul ăla. Uitați-l aici. Și vreau imediat. Te duci aici, apeși un buton. Ați văzut cum face? Deci asta împinge peste tot. Bine, ideea că e bazată mă pe slime-uri și se poate... Bine, aici trebuie multe obsidian sus, deoarece dacă nu e obsidian, distruge tot aici că trage slime-ul. Mă, băieți... Opa, mă, băieți, asta a fost un tutorial destul de scurt. Eu zic că ferma asta este foarte eficientă. Vă las harta în descriere, ca dacă vreți și voi să vedeți cum se face. Pentru că nu am chef să explic acum de ce mai sistemul ăsta nenorocit, la care și eu m-am chinuit. Uitați aici cum funcționează automat. Asta ceva și uitați aici. În moment ce crește. Deci nu știu care momentul, care dintre ele trebuie să crească. Ia uite aici că e un fir. Nu? Să vedem care trebuie să crească. Nu, e unul aici, unul 100% care trebuie să crească. Anyway. Deci, după cum ați văzut, acționează automat. Când o fi să crească cel care trebuie, să trebuie. După ce ați văzut că sunt crescute sau dacă vreți musai să culegeți, așa ne da. Dați pe buton sau să culege și automat. Dați așa. Am leg spike-urile astea pentru că nu vreau 1.8 să mențină. 30. Două frame-uri, 30, două frame-uri. Pe picioarele în el de Minecraft. Uitați aici și cam atât. Bun băieți, cam atât a fost tutorialul ăsta, este unul foarte mic. N-am avut mult de explicat, doar să vă arăt. Aveți harta în descriere dacă vreți să faceți și voi mașinăria asta. Doar să ne minteți, deoarece este doar pentru 1.8. Deci, eu sunt Creeper Hunter, până data viitoare, baftă lume, pa!